pe codul rutier, că în Constanța, de exemplu, în zona litorală, unde se duc acum foarte mulți români, foarte multe familii cu copii, sunt atât de mulți drogați cât erau băuți înainte. E incredibil ce se întâmplă. Ce se Cum întâmplă? S-a ajuns aici? Vă tehnic, rog. Tehnic lucrurile stau așa. Evident este arestată preventiv, evident va fi condamnată. Nu știm, în schimb, dacă se va putea lua ceva de pe ea. Nu știu dacă mașina este ei sau nu, dacă are asigurare sau nu. Cei patru oameni nu mai pot fi aduși înapoi. Și atunci, cum facem să nu se mai repete aceste tragedii? Nu pot fi aduși înapoi, daune nu va avea de unde lua nimeni de pe ea. Cu alte cuvinte, este un om care poate să fie pentru noi un pericol pentru fiecare dintre noi, exact cum a fost pentru muncitorii aceia. Domnilor politicieni, ce se poate face? Câți de ăștia umblă pe stradă? Ce se poate face? Un singur lucru. S-a dat la temelia acestei țări, în ceea ce privește conștiința și educația, prin scandalurile acestea publice, dându-se exemplu de tot ce înseamnă imoral, needucat, nedemn, în așa fel încât toate fătucile, toți copilașii ăștia, așa, știu două lucruri. Băutură pentru a impresiona, droguri și după aceea ce contează, ce se întâmplă nu mă mai interesează. Și din punctul ăsta de vedere, viața fiecăruia dintre noi este în pericol. Vă mulțumesc foarte mult, nu mai avem timp din păcate.